Săgeata Năvodare a început în forță noua ediție de campionat. Dobrogenii au făcut o repriză perfectă în capitală la partida cu Dinamo 2 și în minutul 37 tabela de marcaj arăta deja un scor liniștitor 3-0 în favoarea oaspeților. Golurile au fost marcate de Bogdan Opre în minutul 9 și Valentin Apostol în minutele 27 și 37. Elevii antrenorului Aurel Șunda au controlat ostilitățile și în repriza secundă, dar fără să forțeze. Scor final Dinamo 2 Săgeata Năvodar 0-3. Năvodărenii se instalează de la început pe primul loc în clasamentul seriei Est. Tot în deplasare, o altă pretendentă la promovare, Delta Tulcea, a câștigat cu scorul de 3-2 disputa cu sucevenii de la Rapid. În etapa viitoare, Săgeata va juca la Năvodar cu CS Buftea, sâmbătă 8 septembrie, de la ora 11.